Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii News Express, la care l-avem alături de noi ca invitat în studio pe șeful Inspectoratului Județean de Jandarmerie de Jandarm Buzău, domnul colonel Virgil Cuieru. Bine ați venit în emisiunea noastră și vă mulțumesc frumos pentru asta. Bine v-am găsit. Domnule Cuieru, suntem anul 2024. Este un an extrem de dificil pentru toată lumea, dar cum se anunță pentru Jandarmeria Buzău? Cred că este, din punctul nostru de vedere, un an complex, având de vedere multitudinea de adunări publice care deja se anunță pe parcursul anului, dar, ca și în anii trecuți, sperăm să ne organizăm judicioși și să facem față cu brio tuturor provocărilor. Pe lângă aceste adunări, cum ați spus dumneavoastră, mai avem alegerile. Chiar și în acest context electoral, cu siguranță vor fi și clasicile adunări electorale, cum spuneam. Sperăm ca și în anii trecuți să ne organizăm din timp. De altfel, avem canale de comunicare deschise cu principalii organizatori de evenimente și sperăm să avem o colaborare la fel de bună ca în anii trecuți. În contextul în care este, așa cum am mai zis, un an destul de ciudat, în sensul că sunt patru tipuri de alegeri, știm că celelalte dăți nu ați avut situații deosebite. Credeți că o să fie anul acesta? S-ar putea spiritele să se încingă mai repede? Ca și în anii trecuți, sper că rețeta dialogului, rețeta de succes pe care jandarmeria a adoptat în ultimii ani va fi eficientă și vom stabili din timp repere organizatorice, astfel încât toate adunările publice să desfășoare în siguranță. Dar aveți suficient personal pentru a face față unor astfel de evenimente, atât culturale cât și ceea ce vorbeam despre alegeri? Noi întotdeauna abordăm într-un sistem integrat, întotdeauna beneficiem de sprijinul colegilor de la IPJ și de la ISU, potrivit competențelor ce revin fiecare instituție, iar în situația în care este necesar angrenarea unor efective suplimentare, conform organizării Jandarmeriei României, putem beneficia de sprijinul grupării de jandarmi mobile Ploiești, cum de altfel s-a întâmplat și în anii trecuți. Aha. Ați avut situații în afară de, că spuneați până acum, ați mai apelat la colegii dumneavoastră de la Ploiești, ați mai apelat și la alți colegi în anumite evenimente la care ați avut? Într-o ierarhie în ceea ce privește solicitarea sprijinului, în cazul în care efectivele celor două unități nu ar fi suficiente, Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei României are competență la nivel național și poate suplimenta un dispozitiv în cadrul unei eveniment complex. Nu am avut astfel de situații la nivelul județului în ultimii ani, dar legislația, cum spuneam, ne permite o astfel de acțiune. Da. Câte intervenții ați avut în 2023 și, de exemplu, știm această veșnică problemă cu apariția urșilor? Da, a fost o problemă care s-a dezvoltat pe parcursul anului 2023, raportat la ultimii ani, în special anul 2022. Am avut peste 300 de intervenții prilejuite de semnalarea prezenței urșilor în mediul intravilan sau în apropierea acestuia. Este o realitate, după cum s-a văzut la nivel național. Important este că există pârghia legală în momentul de față să activeze acele echipe de intervenție, cum sunt ele prevăzute de Ordonanța 81, și încercăm de fiecare dată să, în primul rând, să reducem timpul de reacție, de intervenție, dat fiind că majoritatea semnalelor se petrec pe timp de noapte, este și greu de previzionat o astfel de intervenție. Și am avut situații anul trecut, pentru exemplificare, cu 4 apeluri aproape concomitent în 4 localități pe raza județului. De fiecare dată, cum spuneam, se activează aceste echipe de intervenție, ele sunt conduse la nivelul administrației publice locale, fie de primar sau viceprimar, și au în compunere efectivele de jandarmerie și, conform acestei ordonanțe 81, vânători și, după caz, medic veterinar, astfel încât să se analizeze situația, bineînțeles, și să ia decizia care se impune. Asta în situația în care mai găsiți animalul în zona respectivă. Mă refer la medicul veterinar, să mai... Pe de altă parte, voiam să vă întreb, ați constatat dacă aceste apeluri
au venit și din zone în care înainte nu erau sesizate prezența, nu era sesizată prezența urșilor? Desigur, e o situație, cum spuneam, face parte din specificul anului 2023. Au fost semnalate prezențe de urși în zone atipice, da, din punct de vedere a intervențiilor din anii trecuți. S-a, să spunem așa, s-a coborât destul de mult zona de habitat clasică pe care o cunoșteam cu toți. Da? Uh-huh. Și cam pe unde a ajuns așa? Am avut apeluri destul de multe din zona Merei, zona Tisău, zona Berca. Am văzut totodată că anul trecut au fost destul de multe acțiuni în urma cărora ați depistat persoane care dețineau droguri, fie că le foloseau pentru consum, fie că le vindeau mai apoi. Iar raportat așa la o situație, se pare că foarte mulți liceeni au fost aproape de vârsta majoratului depistați cu aceste droguri, dar și adulți trecuți de 40 de ani. În cazul liceenilor, ce explicație le dau aceștia jandarmilor în momentul în care sunt depistați? Din păcate, și aici este un domeniu în care am înregistrat creșteri în ceea ce privește partea de acțiuni și partea de depistări. E o realitate nedorită a ultimilor ani. În ceea ce ne privește, bineînțeles, și noi ca instituție ne-am aliniat efortului la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. Au fost activități atât cele curente, activitățile independente pe care le desfășurăm, în urma cărora am depistat diferite situații în care persoane dețineau substanțe susceptibile a intra sub prevederile legii 143. Pe de altă parte, o preocupare și un efort constant pe parcursul anului 2023 a constat în acordarea sprijinului în cadrul acțiunilor speciale organizate de structurile specializate și mă refer aici la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate, structurile DICOT, acțiuni în care au fost angrenați un număr important de jandarmi și care s-au desfășurat fără incidente. De altfel, mare parte dintre ele s-au și văzut din prisma, da, mediatizării și drăznim noi să spunem, poate au contribuit la reducerea acestui fenomen. Bun, răspundeți-mi la întrebare, că nu mi-ați zis. În ceea ce privește persoanele depistate ca și deținere, n-aș cataloga asta, n-aș generaliza ca fiind liceeni în ceea ce privește depistările făcute de colegii mei. Ce par fi de punctat au fost situații în care s-au depistat astfel de substanțe raportate la atribuțiile pe care noi le avem în contextul unor adunări publice, în contextul unor manifestări sportive, dar cum spuneam și în activități de patrulare. Nu știu dacă suntem în măsură să analizăm noi o posibilă explicație. Nu, ce explicație vă dădeau ei, nu dumneavoastră? Motivele sunt diferite. Din păcate, cum spuneam, și cred că s-a văzut destul de bine pe parcursul anului 2023, este un fenomen la nivel național și sper și ne dorim foarte mult ca toate eforturile Ministerului Afacerilor Interne, atât în zona de prevenire cât și în zona de combatere, să contribuie la reducerea acestui fenomen. Spuneați la un moment dat, dacă nu mă înșel, ultima dată când ne-am întâlnit, că aveți în plan să inițiați o campanie de informare, ca să zicem așa, poate nu neapărat a liceenilor, poate mai micuți să fie copii încât să nu ajungă până aici, un pic mai altfel. Da, ați încercat-o și ce efect a avut? Bineînțeles, am avut activități constante în domeniul prevenirii. De altfel, săptămâna trecută s-a lansat o campanie, o importantă campanie la nivel județean, care contribuim și noi, bineînțeles, să sprijinim promovarea mesajelor stabilite, dar ca și abordări, noi încercăm să ne pliem pe problematica înregistrată cu ocazia manifestărilor sportive, cum punctam mai devreme, pentru că este o zonă în care, într-adevăr,
pe lângă faptul că avem atribuțiile clar stabilite pe lege, ne interesează să intrăm cât mai mult în contact cu participanți. Săptămâna trecută am avut o întâlnire pe care o consider foarte importantă, o întâlnire la sediul unității cu reprezentanții Consiliului Județean al Elevilor. Am vrut să vedem și o abordare din partea lor în ceea ce privește aceste activități de prevenire. Și chiar au fost trase niște concluzii, zic eu, foarte interesante. Am vrut să vedem și din prisma tinerilor, care sunt beneficiari acestor campanii de prevenire, nu numai pe droguri, în general vorbind, să vedem și care este abordarea lor și care sunt propunerile venite din rândul lor. Și ei au insistat pe abordări informale, mai puțin formale, adică nu să ieșim din acea sferă clasică în care un lucrător MEI, polițist sau jandarm, vine într-o sală de clasă și susține, să spunem, mai mult pe teorie. Da, pe partea tehnică. Și încercăm ca aceste întâlniri să le desfășurăm într-un cadru oarecum nou pentru față de activitățile anterioare. De exemplu, cu ocazia activităților la sala sporturilor, discutăm concret care sunt atribuțiile noastre, care sunt obligațiile spectatorilor, în general vorbind, și ne interesează foarte mult formarea acestei mentalități, dacă veți, în rândul tinerilor. Foarte multe fapte, de-a lungul timpului, am observat în zona adunărilor publice, că sunt săvârșite și pe fondul necunoașterii unor interdicții care sunt stabilite prin cadrul legal și prin aceste întâlniri în arena sportivă sau după caz cu ocazia unei adunări publice, cred și ne-au dat dreptate și elevii, cum vă spuneam, care ne-am trimis săptămâna trecută, că sunt mult mai eficiente când discutăm în teren. Știm că recent Inspectoratul Județean de Jandarm Buzău a intrat în posesia unui autovehicul sau un auto special, a unei auto speciale cu dotări moderne. Aș vrea totuși să știu care este gradul de uzură al echipamentelor la inspectorat? În ceea ce privește partea de mobilitate și dotarea efectivilor, a fost și este în continuare, bineînțeles, o preocupare constantă a noastră, a factorului de decizie. Da. Practic, începând cu anul 2017, am reușit gradual să înlocuim aproape în întregime parcul auto. Sunt mijloace de dotare care sunt, bineînțeles, adaptate nevoilor pe care noi le avem ca și unitate. Și în ultima perioadă, cum ați punctat și dumneavoastră, am insistat foarte mult prin obținerea de fonduri sau, mă rog, derularea unor proiecte care să ne îmbunătățească dotarea. Este o obligație legală pe care o avem fiecare conducător de unitate, da, de instituție publică. Până la urmă, e o obligație și legală și morală să avem grijă de patrimoniul nostru și, până la urmă, e vorba de patrimoniul statului român și trebuie să ne asigurăm că ele sunt folosite judicios și întreținute ca atare. Așadar, parcul auto al jandarmeriei, cam cât la sută este nou? 95%? Nu am un calcul în sensul ăsta, dar vă pot spune că mai avem un singur autovehicul care este mai vechi de 2015, ceea ce considerăm că este o dotare de actualitate. Și câte sunt pe total? Cred că sunt undeva peste 50 de mașini. Oh, bun. Stați bine. În ceea ce privește mașinile, în rest? Partea de dotare individuală, echipamentele pe care colegii mei le poartă zi de zi, misiuni, la fel a fost o preocupare. De altfel, cred că s-a și văzut în ultima perioadă, la nivel național, nu doar la nivelul județului Buzău, un efort constant în ceea ce privește atât protecția firească a personalului Ministerului Afacerilor Interne, cât și adaptarea acestuia din punct de vedere al, să spun așa, al tendințelor în domeniu. V-aș putea da un exemplu, dacă în trecut, când am debutat eu în această meserie, în urmă cu mai bine de 20 de ani, un echipament complet pentru misiuni, pentru acțiune speciale, mă refer aici la o cască antiglonț și o vestă antiglonț, depășeau ca și greutate 17 kg. În momentul de față, bineînțeles că materialele sunt
moderne, sunt mult mai eficiente și avem undeva în jur de 6 kg. Adică e o diferență pentru câteva ore de misiune. Uh-huh. Și tot aveți toate aceste echipamente? La... Desigur, da. În momentul de față am reușit o dotare. De ce ați mai avea nevoie? Știți cum e, în domeniul logisticii întotdeauna sunt nevoi de dotare. În momentul de față ne dorim pe parcursul anului și sper să și reușim dotarea întregului efectiv cu bodycam-uri. E un proiect pe care de altfel a fost inițiat de anul trecut, s-a achiziționat o parte din cantitatea necesară și credem noi că până la sfârșitul anului e dotarea cu bodycam pe lângă obligație legală și firească în situația intervențiilor. Este și o măsură dublă, de dublă protecție, dacă veți, o protecție și a personalului pe care îl avem angrenat în misiuni și pe de altă parte și o protecție în perspectiva, să zicem așa, unor eventuale abuzuri. Deci este un material necesar și adoptat la nivel european. Și câte urmează să vină la sperăm, e vorba de ordinul sutelor, dar da. Nu pot vehicula un număr în momentul de față. Așteptăm, voiam să știu necesarul care este. Ca și necesar, peste 200, având în vedere misiunile pe care le executăm, plus și aceste misiuni care sunt mai puțin vizibile în spațiu public, mă refer aici la misiunile de pază și protecție instituțională. Noi asigurăm paza 23 de obiective pe raza județului. Sunt multe din situațiile în care colegii mei interacționează cu cetățeni și unele dintre aceste obiective, aș da exemplu instanțelor de judecată, prin natura activităților sunt de multe ori situații conflictuale, de altfel vin și motivul care se ajunge la instanță și este bine să avem și un grad de dotare corespunzător. Asta e bine. Ați mai avut anul trecut pensionari? Da, dar într-un grafic, ia spun eu, normal. Așa. Știu că a fost o problemă intens dezbătută. Noi, în ceea ce ne privește la nivelul județului Buzău, am avut, să spun așa, un noroc. Am avut o prognoză în sensul ăsta și ce vă pot spune într-un fel ciudat, pentru că e prima dată când am văzut așa ceva, am avut ca și dinamică de personal 27 de plecări din unitate sub diferite forme, fie pensionări, fie mutări în alte unități și 27 de noi cadre în unitate. Adică, practic, avem un bilanț, să spunem așa, ea spune pozitiv în raport cu ce s-a întâmplat la nivel național și știți bine că au fost, cum spuneam, multe discuții și analize pe această latură. Da. Bun. Și cam cât ați mai avea nevoie? Că bănuiesc că de subofițeri mai aveți nevoie. Desigur, chiar în urmă cu o săptămână a fost aprobat un memorandum. În momentul de față și noi ne facem calcule în ceea ce privește încadrarea directă, așa cum se numește, din sursă externă, externă, a unor funcții de specialiști, funcții care nu sunt asigurate prin procesul de școlarizare în Ministerul Afacerilor Interne, în domeniul resurselor umane, în domeniul financiar, cum spuneam, funcții de care noi avem nevoie să funcționăm, bineînțeles, dar care nu sunt asigurate de procesul de formare. În același timp ne bucură foarte mult faptul că am avut, să spun așa, o recoltă bogată, chiar nesperată, în ceea ce privește candidații declarați admiși atât la școlile de subofițeri, cât și în cadrul Academiei de Poliție, pe locurile pentru arma noastră. Săptămâna trecută s-a încheiat stragiul de practică pentru studenții din cadrul Academiei de Poliție. Am avut un număr record al ultimilor ani, 15 studenți. Noi, de medie, aveam undeva la 6-7, sumând toți ani. Și asta ne bucură foarte, foarte mult. În ceea ce privește, cum spuneam, școlile de subofițeri, la fel se înregistrează o creștere chiar semnificativă. Dacă la ultima promoție am avut doar 6 buzoieni, din păcate, care au fost admiși și acum avem un număr de 16. Adică e în creștere. E în creștere și ne bucură pentru că sunt viitorul instituției noastre. Da, deci se pare că haina de jandarm a început să devină atractivă.
Ne dorim să credem că se menține atractivă, chiar dacă au fost mici perioade, dar important este, cum spuneam, că avem o continuitate. E un lucru firesc în cadrul activității de management să ținem cont de partea de resurse și de prognoza pe care o avem. Bun, care este situația veniturilor salariale în ceea ce privește, de exemplu, pe jandarmi? Adică primesc suficient, salariul este suficient de motivant în comparație cu volumul de muncă și mai ales riscurile la care se expun? Pentru că și aici ar putea să fie un motiv. Da, este un subiect delicat. Într-adevăr, e greu de... În ceea ce mă privește, vreau să fac aprecieri cu privire la acest aspect. Am mai discutat și în alte împrejurări. Piața forței de muncă la momentul de față este destul de în dinamică la nivelul societății noastre. Și, într-adevăr, am mai asistat la discuții și comparații în ceea ce privește alte sectoare de activitate, atât în mediul privat sau în sectorul public. Este, cum spuneam, greu de cuantificat dacă veniturile salariale sunt suficiente. Cert este că, dincolo de partea materială, îndrăznesc eu să spun, pentru noi, ar fi ipocrizie să spun că pentru toată lumea, dar pentru majoritatea colegilor mei, este și partea de suflet, în a pune suflet în activitatea pe care o desfășurăm. De căței jandarmi ce se aude? Ne-am întinerit, efectiv, dar avem trei noi prezențe. De fapt, ei sunt în dotarea noastră de încă din anul 2022, dar în noiembrie 2023 cei trei căței au absolvit cursul de specializare la Centrul Kinologic Sibiu. Practic sunt, să spun așa, jandarmi cu acte în regulă. Deja au început să fie folosiți în activități. Sunt dornici de a se dezvolta. Pe parcursul anului ne dorim să completăm, am mai avut și două pensionări, ca să spun așa, pentru doi câini, unul dintre acestea fiind cel care îl foloseam în acțiuni de căutare și salvare pe zona montană, și ne dorim să îi înlocuim pe parcursul anului. Am făcut demersul în acest sens la Sibiu și așteptăm repartizare. În ce stadiu se află investiția aceea pe care o aveți la sediul inspectoratului? Suntem într-o etapă destul de agitată, în sensul în care am semnat deja în urmă cu două săptămâni contractul cu firma de execuție care a câștigat licitația. Va fi o perioadă intensă pentru noi. Trebuie să ne mutăm ca și activitate curentă în alte spații din incinta unității, astfel încât să putem pune la dispoziția constructului pavilionul. În mod normal, dacă nu întâmpinăm greutăți, și sper să nu întâmpinăm astfel de greutăți, termenul de execuție propriu-zis al lucrării este de 11 luni, începând de la data care predăm amplasamentul, care sperăm noi să întâmple în circa două săptămâni. Uh-huh. A fost un efort, o provocare pentru noi. Nu am avut astfel de investiții în trecut. A fost un pionierat. Dacă am început partea de a consolida proiectul și documentația până în 2020, am început cu o echipă. Între timp, bineînțeles, oamenii s-au mai schimbat prin dinamica de personal, fie pensionari, fie colegi de-a noștri au optat să mute la structurile centrale, să zicem așa, au fost promovați. Și, cum spuneam, e destul de complicat. Nu avem o structură specializată în acest sens. Tot ce se întâmplă prin cumul de funcții, prin activitățile curente fiecare linie de muncă și separat în cadrul PNRR-ului prin echipa de implementare. Sperăm să ducem la bun sfârșit, cum spuneam și în debutul emisiunii, este obligația noastră în calitate de conducător de unități să ne asigurăm că tot ce ține de patrimoniul statului român, implicit clădirile noastre, sunt menținute în bune condiții și pe cât posibil să dezvoltăm aceste condiții. Acum mă gândeam pentru viitor, ce perspective mai aveți? Avem în derulare
tot ce ține de partea de, în momentul de față, de partea de pregătire a documentelor în ceea ce privește o investiție la baza sportivă, un teren pe care îl avem în travila municipiului Buzău, o investiție care vizează construcția unui poligon. E un efort, un efort deosebit. Am obținut parte din avizele necesare, dar cu siguranță calea este încă destul de lungă. Da. Da. Și la cât s-ar ridica această investiție? Încă nu avem o estimare, dar va fi probabil o investiție substanțială. Este de precizat faptul că la nivelul județului Buzău niciuna dintre structurile din Sistemul Național de Ordine Publică sau de Apărare nu deține un poligon acoperit. E, dacă vreți, o necesitate, în primul rând, și pe de altă parte și o oportunitate, având în vedere, cum spuneam, că deținem acest teren și în perspectiva în care o astfel de construcție ar fi amenajată și sperăm să întâmple, nu știu, probabil 2 ani, 3 ani, ar fi un lucru benefic și pentru comunitatea noastră buzoiană, în ideea în care orice poligon din țară, conform reglementările în materie, poate fi folosit în anumite condiții, bineînțeles, și de personal civil sau societăți specializate de pază și așa mai departe. Până la urmă, e vorba de un plus, dacă vreți, pentru județul Buzău și sperăm să reușim să ducem la bun sfârșit. Deci și acesta este un pionierat. Da, da, e o provocare foarte mare. Cum spuneam, ne-am fi dorit dacă am fi putut cumva, dar din păcate nu avem posibilitatea prin organigrama pe care o avem să avem o structură specializată în astfel de activități. Oportunitățile sunt și, bineînțeles, că cu un efort pot fi valorificate, numai că sunt și activitățile curente, sperăm, cum spuneam, să te reducem la bun sfârșit pe toate. Deci poligon acoperit. Da, o construcție care, cum spuneam, necesită multe documentații. Da, interesant. Bine, spor. Vă doresc baftă. Vă mulțumim. Din păcate nu mai avem timp. Emisiunea se încheie aici. Mulțumim din nou pentru prezență. Vă mulțumim și noi pentru interes. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii. Până data viitoare, când ne vom revedea, vă dorim să aveți parte de zile frumoase și să vă bucurați de ele.